Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună, sunt Cornel Drăvășan. În această seară avem un privilegiu special să cunoaștem un invitat special. Dar înainte să vi-l prezint, aș vrea să subliniez un aspect foarte interesant. Prima poezie pe care o învață cineva atunci când merge la grădiniță este Cățeluș cu părul creț. Fură rața din coteț. Apoi crește puțin și învață poezia sau cântarea Vulpe tu mi-ai furat gâsca, dă-mi-o înapoi. Suntem într-o țară unde până și meseria se fură. Lucrurile capătă dimensiuni tragice pentru că odată cu înaintarea în vârstă și odată cu maturizarea, noi vedem în fiecare zi la televizor politicieni care fură și nu sunt pedepsiți. Care este situația? Lucrurile acestea au consecințe dramatice, să știți. Și uneori nu înțelegem, dar repercusiunile unor astfel de decizii pe care cineva care vrea să fure le ia în viață nu sunt cele pe care le vedem în filmele de la Hollywood, Ocean's 11 sau Ocean's 12, în care hoții totdeauna sunt absolviți într-un fel și ei sunt șmecheri și păcălesc pe cei care sunt cu bani și până la urmă nu-i prinde nimeni. Nu sunt acestea. De regulă, până la urmă ajung prinși, ajung să ispășească ani grei de detenție. Așa este și cazul invitatul meu din această seară. Căutat pe vremea comunismului de miliția română, conducătorul unei bande de hoți numită Pescărușul Albastru, Eugen Burghelea a fost fiorul rece pe șira spinării unor oameni cu bani în vremea comunismului. S-a întâmplat totuși ceva deosebit în viața lui și în această seară vom vedea dincolo de lucrurile pe care le mai știți, unele lucruri pe care nu le știți. Știrea cea mai bună este că în această seară, împreună cu noi, se află Eugen Burghelea. Bun venit, Eugen, la Știrea cea bună. Bine v-am găsit, sănătos și plin de viață. Sănătate multă. Ai venit și cu chitara. Cu chitara, are carte de muncă. Și am văzut că ai și o armă aici pe masă. Păi cea mai importantă armă pentru umanitate este Cuvântul lui Dumnezeu. O să vorbim puțin despre asta, ia un loc, puneți chitara să stea bine, să nu dăm cu ea de pământ, că ar fi păcat. Ar fi păcat să dăm cu ea de pământ chiar acum, da? Câți ani are chitara aia? Are câțiva ani. Apoi mi-am pus... Nu știu când e născută ea. Nu știu. Eugen... Dar știu că am anul meu de fabricație, 1955. 1955. Iulie 18. Mulți înainte, merge sănătoși. Minte, da. Încă mai merge? Nu că merge foarte bine. Da, am înțeles că la un moment dat ai avut un accident vascular. Am avut, în 2014. N-am putut să mai vorbesc. Mă bâlbâiam, m-au băgat în spital, m-au băgat în cele fel de tratamente și mi-e... încet mi-am revenit. Poți să spun ceva de accidentul ăla cum a fost? Te rog. În 2014, fiindcă am gura prea mare așa, și îl vesesc pe Domnul, cântare foarte mult, îmi place foarte mult să-l vesesc pe Dumnezeu, cred că vrăjmașul umanității, care este diavolul, căruia Dumnezeu, Domnul și-a spus că este tatăl minciunii și ucigaș, a văzut că am gura prea mare, m-am trezut cu un accident cerebral, n-am putut să mai vorbesc, afazie motorii, m-au băgat în spital la Reșița, m-au băgat în fel de medicamente și mă bâlbâiam foarte, foarte tare. Înțelegeam cu cine vorbeam, dar nu puteam să-i răspund. Și venea doctorița în fiecare dimineață și ne dea text de vorbire. Spunea doamna doctor, zice, spuneți după mine 33 de cocoștriți pe casa lui Gogălnicianu. Și o făceam, cotcodăceam, că nu puteam să fac cuvântul cocosări, era foarte greu. Chiar așa? Da. Dar ce vreau să accentuez, să pun mare, în fiecare zi citeam cuvântul lui Dumnezeu, câteva capitole și mă rugam, Dumnezeu mă înțelegea. Deci puteai să citești chiar dacă aveai... Puteam să vorbesc, puteam să citesc, dar nu puteam să vorbesc, adică nu puteam să răspund. Și înțelegeai tot din jur? Tot. Dar nu puteam să răspund, afazie motorii. Și
Mi-aduc aminte o fază foarte frumoasă, vine într-o dimineață doamna doctor, eu când vedeam pe ea zic, chiar o vine doamna Cocostărcă, ea zic, iar mai Cocostărcie, mă cam stresat cu Cocostărcie. Și hai spuneți după mine 33 de cocotărți pe casa lui Gogol, dar eu zic 35 de cocotărți pe casa lui Alexandru Ioan. E bine, e bine, ieși afară de spital, gata, așa mă dau la așa. Și am început să-mi revin, Dumnezeu mi-a dat și o pensie de caz de boală, din oricine caz, Domnul dă o binecuvântare. Am înțeles. Înainte de acest lucru, unii dintre telespectatorii noștri te cunosc de la emisiunile anterioare, dar pentru cei care nu te cunosc, și în mod special pentru tinerii care ne ascultă, vreau să ne spui puțin despre istoria ta, Eugen. Ai crescut într-o familie... Cum ai spus acolo, cu cățăluși, cu porucleți. Acum sunt cățăloi. Am înțeles. Dar nu mai furi rața din coteță. Nu, acum fur oamenii de la dracu și dacă la Dumnezeu. Okay. Tot, să știți că rămâne amprenta asta de om producător, am avut o agenție să știți că rămâne un fler de a face ceva. Am înțeles. Deci toți care au fost infractori, să știți că nu se liniștesc așa. Deci fac, dar fac pozitiv, nu mai fac negativ. Asta este problema. Da. Vrei să-mi dai mie chitara aia, că mi se pare așa că te încurcă. Las să povestești așa cu mâinile, cu toate treburile. Așa. În câteva cuvinte din copilăria mea, am născut într-o familie, o mamă foarte harnică, dar și așa avea tendința asta de acumula, așa, dar n-am avut, la 5 ani, aveau 5 ani să o despărțesc părinții, și știți cum am fost eu? Brânză bună în burduf de câine. Când venea mama pe la școală, spunea doamna învățătoare Roșu, spunea mama, cum e copilul meu? E un copil extraordinar, brânză bună în burduf de câine. Cu stânga lucram, cu dreapta lucram și cu stânga operam. Nimic am fost cu operații. Ai vrut să faci mai multe? Eu cred că e ceva nativ. Serios? Da. Eu cred că orice copil, eu am ajuns la o concluzie că orice copil și orice om, până nu se întâlnește cu Creatorul prin naștere din nou, are tendința asta. Unii într-un fel, alții în alt fel. Da, chiar am citit o carte de curând în care se spunea, într-o familie de creștini, tatăl pastor, soția, o femeie la casa ei, da, la locul ei, fetița de 3 ani mințea fără nicio jenă. Da. Și ei s-au crucit, doamne, cum e posibil? N-am învățat să mintă în casă. Așa e copilul, înclinat spre rele, dacă nu îl înveți, da, să meargă pe calea bună, va merge pe calea cerea. Oricât le-ai învățat, dacă nu apare o putere dumnezeiască, eu o spun din experiența vieții mele, că am 67 de ani și nu mă joc cu cuvintele peste. De ce? Pentru că eu în fiecare zi, de 30 de ani încoace, în fiecare am 10 capitole din cuvânt. De 10 capitole, 3 din Vechiul Testament, 3 capitole din Noul Testament, un proverb și 7 psalmi, dar zilnic. De ce? Pentru că asta este hrană, alimentează mintea, adică rațiunea și sentimentul. Fără Biblie, oamenii se pierd. Poate să fie, pentru că mi-am place o vorbă al lui Vladimir Pustan, zice, domnule, între inteligență și înțelepciune este mare diferență. Cu inteligența te naști, și am fost tare inteligent. Nu poți să faci lucruri dacă n-ai o leacă de inteligență. Dar înțelepciunea spune așa, cuvântul Domnului, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Asta se dobândește din cuvântul vieții. Bun, și până să ajungi la intersecția cu cuvântul vieții? Am luat-o de mic. Am luat-o prima dată am furat ouă de găscă. Mi-aduc aminte o fază simpatică tare. Mama avea găini acasă, dar n-avea gâște. Și odată mă plimbam, că eu când eram mic, așa eram ochii numai prin ogrăzile oamenilor. M-am învățat așa. Și am început așa, trotinete, biciclete, și după aceea am început avansarea mai departe, știi? Și mergeam odată eu așa, pe o uliță, și când mă uit într-o ogradă, un mare ou de găscă, un cuibar. Când l-am văzut, am făcut stânga-dreapta, m-am uitat în dreapta, dar am tare rapid și acum sunt rapid. Între mișcări am fost peste gard, am luat ou și am mare, mare pradă. Dar m-am învățat că știți care e situația, omul dacă a s-a rupit când trebuie, dar nu se poate. Și m-a dus la a doua zi, la a treia zi și omul și-a dat seama că are un client, are un cățel cu părul creț, că aveam și părul creț, așa, s-a pus la pândă și sare o gardă, ia ouă și l-am luat după cap. Și am început să temur, era și teamă, dar jucam și teatru, că nimic am fost cu teatru. Am început să plâng mai mare, adică așa, l-am impresionat pe om și nu m-am bătut, că așa, și m-a dus la școală.
La școală era un învățător, mi-aduc aminte, domnul Axinte, mare, așa voinic, ăla numai cu indicatorul te bătea. Și eu eram mic și pricăjit și zice, uite, domnul, uite, și ouă, era și corpul de lict acolo, da. Și zice, se uită învățător așa lung la mine, spune, măi, Burghelea, pe tine nu te mai ba, mă. Caza e furat un ou și mâine e furat un bou. Și așa a fost. Dom'le, când îi din micul furatul, eu n-am furat boi, dar am furat valori din cirezi de boi. Ați înțeles? Deci, și am început încet, 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 încet. Deci, patima, mai e o problemă. Am luat-o și cu alcoolul de mic. Că de la ce vârstă? De la vreo 6-7 ani am început să beau vin. Și azi un pahar, mâine un păhărel, cu tare, cu tare, și asta, îți dă și asta o stare de, de așa... Curaj, așa, nu? Curaj, da, o nebunie. Și cu țigările? Poftim? Și cu țigările? Și cu țigările, mergeau mână în mână. Am început cu carpați fără filtru, cu tare și cu... Și am început, știți ce se întâmplă? În panta asta infracțională, din ce în ce te adâncești. Nu există stop. Dar erai, credeai că nu te vor prinde niciodată? Păi aveam, eram un om tare credincios, credeam că nu se mă prinde. Hoții ești credincioși, foarte credincioși. Au credința lor. Și din ce în ce mai rău, și mai rău, și mai rău. Care a fost prima... Prima întâlnire cu... Bine, și prin armata a făcut răstă. A furat motocicleta unui plutonier cu tare. Chiar am făcut armata la grăniceri pe timp, în 1975, pe timpul lui Ceaușescu. Dar știi, este o vorbă și că lupul paznic la oi. Și la Naidaș, și cu pistol mitralier. Da, făceam niște afaceri și am îmbătat și câinile. Numai, nu știu, eu am fost nimic aventurier. Vă spun un lucru, eu am fost omul riscului. Și vă spun un lucru foarte important. Riscul are 3 componente. Prostie, nebunie și mândrie. Factor risc. Eu nu puteam, dacă nu riscam să fac ceva, nu simțeam cum trăiesc. E adrenalină, nu vine pe tine. Nu știu de unde vine, dar vine. Așa. Bun, și primul furt așa mai serios? După aceea, mai serioasă am început cu un prieten de meu, început care a făcut o școală de corecție și ne-am dat o spartire la Hunedoara. Și după aceea, prima dată, tremuram. Vă spun cinstit, dar după aceea, să știi că îi vreau până nu faci pe prima. Spargere înseamnă intrare în locuință. Așa, o spargere, exact. Și după aceea, din ce în ce mai mult, mai mult și mai mult, se... Lucrați așa ca în filme, cu mănuși, cu amprede? Da, nu, prima dată am lucrat așa mai românește, mai... nu eram specializat, dar după aceea m-am specializat. Că după ce am făcut 2, 3, 4 spargeri, am ajuns la pușcărie și am stat 3 ani la pușcărie. Te-au părât? Domne, cum a fost prima pușcărie? Sunt mai mulți fac. Se întâmplă, de multe ori, el singur se dă în primire. Lasă amprente, lasă cutare, câte și mai câte. Plus mai se laudă și poliția de multe ori lucrează cu informatori tot din rândul infractorilor. Am făcut prima dată 3 ani. După 3 ani am avut o tentativă de a mă liniști. Numai că tentativa e una și a te liniști cu totul altceva. Iar prietenii, anturajul, un alt vas de infracțiuni, deja eram specializat cu amprentele, cu ăstea, știam cum să eviți. Cum să eviți, da, să știți că... Deci, trei ani am făcut, a fost condamnare la trei ani? Trei ani și din trei am făcut 2 ani și vreo 11 luni, la aiut. Stai așa puțin, da. Că aici e important. Da. Când te-ai văzut tu, băiat, liber, șmecher, pac, băgat la închisoare, proces... Pe vremea aia era un vot de blam așa pentru infractori. Erai dat la pentru patrie, erai... Am fost. Da? Am fost, da. Ce ai zis tu acolo în pușcărie? Să știți, omul când ajunge să-l priponește ăștia sau îl prinde, mai spun așa cum limbajdea să mai... Când este prins, prima dată apare o stare de regret. Băi, dar ce prost, puteam să mă liniștesc, puteam să stau cu minte, știți? Ei, după aceea, omul se adaptează. Pușcăria este un instituție foarte grea. În primul rând, acolo este legea tanilorului, legea violenței. Este greu, dar te adaptezi. Unde ai făcut? Păi am fost în 11 pușcării din România. 11? 11, da. 11. Poarta Albă, Jilava, Rahova, Bârge, 11, deci 11 instituții din tinerire. Când mă întreabă unul, zic, domnule, câți ani? 67. Dar arăți cam tânăr. Zic, am fost la câteva instituții din tinerie. Dar ce ai mâncat acolo? Zic, turtuiar, pacaș și spanac băga cu furca la casa. Nu vrei să faci tânăr? Nu vreau, domnule, treaba dumitale. Da. Deci era mâncarea proastă. Proastă și multă muncă. Dar am avut și un avantaj. Să știți, când am fost la închisoare, la prima pedeapsă,
datorită țigărilor și alcoolului, eram bolnav de gastrită, mă duream în capul pieptului. Da. Și acolo în fiecare zi îmi dădea cu un castor de arpacaș. E grâu fiert. Și tot mâncând, m-am vindecat cu de costum. Da, grâu are niște mucilagi din alea. După care fac bine. După aceea am mai avut un avantaj, știți care a fost? Că am citit foarte mult la închisoare, pentru că acolo nu era cu televizoare, ca acum și sâmbătă și duminică, ca să mână de bune, și aveam fiecare cărțile noastre. Bine, de aventuri, de fel de astea. Dar asta nu-mi dădeam seama că întăreau neuronii. Ați înțeles? Da, au fost. Și ai început să citești. Citeam și... Ca pregătire școlară cât ai terminat? 8 plus 2, adică 8 clase generale și 2 de profesional la București, la fabrica asta, la Pionierul, din Călțăminte. Acolo fost... unde a ars colectivul? La Pionierul, acolo? Acolo, da. Dâmbovița, Pionierul, da. Că am făcut, eu în 75 eram 73, eram elev la București. Da. 72-74. Deci ai făcut 10 clase, ai făcut da. Totuși ceva școală. Am făcut, mai mâncat gâsca pe apă, așa, că nu mi-a plăcut cartea, dar na, mai din pinză la spate, mai cu tare, mai... Și când ai ieșit de acolo, după prima așa, pedeapsă? Prima tentativă, o să mă liniștesc. Imediat mi-am cumpărat niște căprițe, că mi-mi plac capri. Am știut cum am fermă de capri. O să povestim despre asta, da. Doamne și domnule, avem câteva momente speciale în seara aceasta. Am vrut să mă liniștesc, spun cinstit. Dar m-am dus undeva în zona Devi, într-un sat acolo, aveam vreo 30 de căprițe, dar problema era că șeful de post, întotdeauna când apare un cetățean străin, face investigații. Dumnezeu, de unde apare? Și anunțat Vasluiu, că eu sunt vasluiar, și l-a spus, domnule, văd că s-au fost la pușcărie, are vreo 3 ani executați, și șeful de post, ca să... Zice, domnule, ia-ți capile și ia-ți talpa de pe aici, că dacă nu e să ai necazuri. Și lucrul ăsta, prima, că vezi când ești într-un sat străin și știi că ai făcut o pușcărie... Dacă șeful la depozit zicea, domn Burghelea, ați ieșit din pușcărie, poate domnule... Poate că se schimba haideți, situația, să haideți știți... Haideți să fiți cu minte, exact. Uitați, eu am grijă de dumneavoastră deci, să vă descurcați. Tentativa a fost să mă liniștesc, vă spun cinstit. Dar nici oameni nu v-au ajutat. Nu te ajută societatea. Să știți că sunt oameni care vor să liniștească, este din închisoare, dar nu sunt ajutați. O motivă ajutat. O spun mai departe cum s-a întâmplat cu mine. Și de supărare ați plecat de acolo? Am plecat de acolo, am dat cap la un cioban și chiar m-am și învârtoșat. M-am luat cu alt infractor și imediat, că se fac imediat. Se fac repede echipele? La rapid. Cum? Că nu erau telefoane mobile pe vremea aia, nu erau... Nu, cum era... vă întâlneați? Cum era? Dar noi stabilim, domnule, mâine întâlnim la un loc cu tare sau un loc cu tare. Stabilim ori de întâlnire, dacă nu puteam acolo. Deci întotdeauna nu era probleme de telefon. Noi nu era telefoane de semn. Da. Dar eram, domnule, inteligent, omul să știți că e foarte inteligent. Infractorul e și mai inteligent. Să știți, infractorul întotdeauna e un pas înaintea poliției. Da. De mult eu... Câte infracțiuni le-am făcut eu și nu mai știu nici bunica de ele. Da. Dar merg mai departe. Da? Ei, m-au pus în libertate, m-am supărat așa, am făcut alte infracțiuni și iar am ajuns la închisoare cu 9 ani pedeapsă. 9 ani. Am dat niște spargeți prin București, la Deva, cu tare, în fel, pe niște restaurări, acum eram și specializat. Căutam oameni de ăștia cu bani grei, adică șef de restaurante, doctor, ce era pe acolo, oameni care știu să facă banul. Și din 9 ani... Ai găsit și bani cash? Ai furat și bani cash? O traiesă de bani am găsit, dar nu o dată, de mai multe ori, casete de bijuterii. Dar vă spun, eu am pe mâinile mele au trecut multe valori. Dar știți cum, eu vă spun un lucru, să le spun la tineret. Așa cum vin, așa se duc. Nu-i binecuvântare. Deci n-ai binecuvântare din ele. Nu există. Și după aceea... Din 9 ani am făcut 5 ani și 4 luni. Așa. Iar am vrut să mă liniștesc. Mi-am făcut toate din încălțăminte. Dar vezi, când nu-L cunoști pe Dumnezeu, vine vrăjmașul sub toate formele. Cu niște prieteni de-ai mei, ce faci, domnule? Păi zic, uite, am atelier de cizmării, fac și reparații și din nou, hai, lasă-vă, pe la țărani ăștia cu șoșunii lor, eram pe la Galaț. Hai că vin niște vaporeni cu niște bani mulți. Și imediat, inspirat de bine, mai ales că mai... Omul, dacă n-ar bea alcool, ar fi mult mai ponderat. Dar alcoolul, de multe ori, nebunește mintea. Te apucă așa un curaj, nu? Un curaj, nebunesc, da. V-am spus, nebunia, prostia și asta e factorul risc. Și mândria. Și am mai făcut alte infracțiuni
Și am căzut el cu pedeapsă de un an și jumate, că acolo a fost o amboscadă și nu m-am mai prins cu altele. Când mă prindeau, cu aia mergeam, chiar dacă avem o grămadă de infracțiuni. Și după aia a apărut Revoluția. Deci avem trei intrări la pușcărie. Condamnări multe, dar intrările. Și după Revoluție m-am gândit eu așa, deja eram specializat. Știam, eram... Păi făceam 100 de flotări dintr-o bucată, atât eram de iute. Aveam o iuțeară, rachetă eram. Intrai și prin geam? Da, și de pe bloc cu funia, cu tare, pe apartamente, prin escaladări. Și cum tăiai geamul ca să intri? Aveam scurii. Îi spărgeai geamul? Asta nu se spune. Nu se spune, nu? Nu se spune, că cine știe ce unde... Păi, așa. Și... Învață unii să intre. Nu vrei să spui că să nu învețe unii? Nu, prostii. Mai bine să-i învăț lucruri bune decât rele, că omul știe cum e așa. Și după Revoluție zic, băi, știi ceva, mintea mea, proastă și nebună. Zic, băi, asta mi-e soarta, zic, mă. Băi, așa m-am apucat, mi-am făcut o trupă puternică, cu un dor albastru, așa am început. Am primit comandă eram într-o filieră la Galați și niște cetățeni din... Corpul diplomatic, așa, vreau icoane de valoare. Icoanele au niște de alea pe lemn, mâncate de care, vechituri de alea, nu așa. Bă, zic, domnule, am vrea niște icoane. Stai așa, mă, că când am fost mic, am pupat multe icoane. Acum a venit timpul să le șefur. Și mergeam prin biserică, Sfântul Nicolae, dă-te jos, am vrut la icoane, nu încăpeau pe aici. Dar nu luam tăblăraie, pentru că sunt icoane de valoare, care sunt în spate la altarul acolo și de alea... lemnul să fie mâncat de care, să fie... Are să niște criterii. Într-o seară am găsit un Sfântul Nicolae, unul pitis într-o clopotniță. Avea un metru pătrat. Când l-am văzut, așa era de gros. Mâncat de care, zic, măi, om bătrân, stai prin clopotniță. Hai cu mine în America. Și ăla care fura nu calculare, tot Nicolae îl chema. Hai, bă, Nicolae, pe bunic, tu hai să luăm o grămadă de bani. Deci, ei, dar v-am spus, așa cum vin, așa se duc. Cum, Eugene? De ce nu poți să ai grijă de banii aia? Nu poți. Ai impresia că faci alții sau cum? Exact. Îi arunci pe ăștia la orice? Unii fractori, știi ce? Dacă ar fi oamenii inteligenți, băi, ia să lasă o casetă de bijuterii cu tare. Dar se întâmplă. Mai faci alta cu tare și omul și mândru. Uite, domnule, inele cu tare, tenichele, câte și mai câte, așa. E lanțuri la gât. Și omul, ce se întâmplă? Am ajuns pentru a patru ori la pușcărie. Am fost trădat de unul din Galați. Am ajuns la închisoarea a patra oară, așa, pedeapsă mare, 10 ani jumătate. Așa. Aia, acum a apărut un fenomen dumnezeiesc. În închisoarea din Galați, în 1993, eram a patra oară, eram practicant de yoga, vreau să zbor prin aia, că vezi că satana are multe pârghi de a-i prosti pe oameni. O pârghie puternică este... practica yoga. Oamenii cred că se pot reîncarna și așa mai departe, puteri paranormale. Și eram în închisoare la Galați și spun unul, zice, domnule, te-ai auzit de yoga? Zic, nu. Păi dacă te apuci de yoga, dobândești puteri paranormale și poți să zbori prin aer. M-am întrebat, zic, băi, chiar sunt prost? Cum adică, fără aparatură, fără aripi? Păi cum, uite, activezi 7 centri de forță, energia, kundalini. Și m-a băgat... S-a băgat cuiul în cap. M-a băgat, așa. Și vreo 2 ani am dat-o cu yoga. Mi-am făcut un teac de cărți de yoga. Și în fiecare zi, mandri hinduți, fel de formule, zic, mă, poate îi zbura, exiții și yoga. Sincer, sincer. Măi, să știi că are o parte bună în sensul că... Tu erai sincer așa în sufletul tău, voiai chiar să performezi în yoga. Da, ori întregi, stăteam în fel, făceam fel de fel de asame, fel de fel de poziții, și mandri hinduți, recitări, așa, de formule de astea magice. Dar nu știam. Și chiar aveam, eu credeam că e adevărat. Dar până n-am primit cuvântul lui Dumnezeu, eram pe o cale foarte rea. Și s-a întâmplat un fenomen deosebit. În 1993, în luna mai-iunie, a venit un pastor la pușcărie lângă Galați, cu aprobarea comandantului, cu aprobarea la București. Și vine un gardian, eram într-o cameră mare, eram 80 de oameni în camera aia, parcă era un furnicar de oameni. Și zice, vine un gardian și zice, băi, băieți, am un pocăit ca să vă vorbească despre Dumnezeu. Care vreți să ne zici la cuvântul închisorii?
Eu n-aveam niciun gram de credință în Dumnezeu. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nici nu vreau să-L cunosc. Eu eram cu nebuniile mele, cu yoga, cu tare, cu icoane, cu alte. Că atunci, dacă, când eram eu infractor, dacă primeam comandă, o furam și pe Paraschiva de la Iași. O luam. O luam cu totul. Dar n-am avut comandă pentru ea. O luam, că era puterea mea de nebun. Și gardianul zice, măi, care vrei să mergi la clubul închisorii? Era opțional. Pocăiți cu tare, parcă nu știam ce înseamnă cuvântul pocăiți, dar am avut ca o repulsie față de cuvântul ăsta. Și ăla stătea în ușă, băi, că dacă nu vă închid ușa, și când a vrut să ne închidă ușa, eu nu știu, a fost o lucrare, eu cred că e din partea lor. Mi-am dat un gând. Zic, stați, domnul, nu închideți ușa, că merg și la clubul închisorii. Dacă îmi place, ascult, dacă nu-mi place, n-ascult, ori sunt la celulă, ori la club, tot la pușcării sunt, tot din pedeapsa mea. Și m-am dus la clubul închisorii, era un grup mare, eram vreo 80 de oameni acolo, din mai multe celule, și vine un pastor cu o Biblie. S-a prezentat frumos, eu sunt un pastor, era baptist. Așa, mă numesc cu tare, numesc numele lui. Și zice, și am venit să vă spun despre mare eliberare. Știa cum să vorbească, știa cum să ne ia. Și când a spus cuvântul eliberare, A ciulit urechile. Să dă decretul, grațiere, ceva. S-a avut decret, chiar mă lăg, băi, să fie bă, codul penal sau ceva, și ne spune chiar pocăitul ăsta. Și a început să ne spun despre Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pentru voi pentru păcătoși, s-a pus pe cruci cu tare. Bă, când m-a luat cu politică de asta religioasă, zic, du-te, Domnule, cu minciunile tale. Așa credeam eu atunci. V-am spus, aveam 3 defecte. Eram și prost, și nebun, și futul. Le aveam. Dar spun și asta e adevărul. Ce să mai învârtim? Dar totuși omul ăla, tare înțelepciune. Dar ideea a fost de la Dumnezeu. Zice, măi băieți, eram vreo 80 în clubul închisoare. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă schimbe modul de gândire și viață. Dar așa mi vorbea de frumos și de duios. Da. Dar eu cu gura mare și căpos, zic, dar cum trebuie să ne rugăm, Domnule? Ne trebuie ceva cărți de rugăciuni cu tare? Nu, zice, ci vă vine vouă în minte, voi ai să spun lui Dumnezeu. Și eu acum vă spun un lucru foarte sincer, că doar nu am venit să spun aici povești. Eu eram a patru ori la pușcărie, aveam ăsta de 37 de ani. Așa, în 35 de ani aveam, așa, când am găsit la 4 la așa, și mă gândeam, să știți că în fiecare om există un sâmbure de conștiință, dar a mea a fost praf făcută. Și să mă zic, ce viață, aveam un sentiment de căință, dar nu de pocăință. De părere de rău, de viață. Așa, zic, băi, ce viață e asta, eu arăt după alții largă după mine. Am avut și cu tare, uite, alții au familie, au copii și eu stau ca prostul. Și m-a murit și mama. Că de două ori am plâns în viață, cu adevărat, așa, când mă băteau ăștia pe la anchete, mă făceam că plâng, dar nu plângeam cu adevărat. Dar două ori am plâns cu adevărat. Odată când a murit mama și era la pușcărie la Codlea, mă dăm capul de pereți, că mi-a apărut în fața lor toată copilăria. Și a doua ori am mai plâns când vă spun imediat, când, așa. Și chiar mă părea rău așa, zic, băi, ce viață e asta, nu putea să fiu cu minte, mă, că zic, uite, băi, eram și mezeriaș, că la pușcărie am zis-o bine cu cizmăria. Eram... Și zic, băi, și în acele momente am strigat și eu la Dumnezeu. Zic, Doamne Dumnezeule, eu nu te cunosc. Dar dacă tu existi cu adevărat, cum spune pastorul ăsta, schimbă-mi și mie viața. Atât am spus. Eu nu știam mai mult să mă rog. Fraților, și spun cu toată sinceritatea, așa a apărut un dragoste, când venea ăla, venea o dată pe săptămână, băteam în ușă să mă scoateți, domnule, că a venit pocăitul. Și am fost odată, și încă o dată, și încă o dată, și am început să mă compar cu acest păstor. Să măi, era exact ca dumitare așa, un om așa, bine aranjat, frumos, un om, măi, un mod educat, domnule, asta este, păstorii sunt educați. Din toate punctele de vedere, eu știu ce vorbesc. Să măi, ăsta e păstor, are familie, are copii, e inginer, cu tare, are libertate, dar eu ce am? Eu sunt un gunoi, o scursoare socială. Să știți că știam statutul. Să mă, dar dacă ăsta spune adevărul, ia să-l urmăresc eu. Și atâta îl urmăream când vorbea atât de frumos din Biblie, din cele patru evanghelii, atâta, mă ungea la inimă, mă, și mă simțeam așa parcă o înviorare din starea de depresie și de supărare, parcă mă înviora. Al pas, tot Dumnezeu către mine, că să știți un lucru, eu o spun la oameni, nu facem noi pași către Dumnezeu, face El către noi, numai să acceptăm pașii, chemarea Lui. Al doilea pas, Cocel Păstor
după o lună și ceva, vine un predicator, mai vine în echipe. Așa, și avea așa un teanc de Biblie, 25-30 de Biblie, că avea acolo, un teanc de Biblie. Când am văzut cu Biblie, am început să-l urmăresc, că le aveam bine cu urmărire, eram specialist. Unde a pus Biblie pe un scaun și am început să fac matematică. Zic, băi, ăsta are vreo 30 de Biblie, noi suntem vreo 80, zic, n-ai cum să împarți 2 la 8. Și m-am hotărât, băi, am furat atâtea icoane, ia să iei eu și o Biblie. Dar nu era pe furate, era pe apucate. Zice, ăștia, uite, v-am adus niște Biblie și că m-am repezit, am prins o Biblie. Nu am la mine acum, dar se vede și asta, că eu întotdeauna, care Biblia e... Am luat, început să o citesc și mi-a spus păstorul, om înțelept, zic, măi băieți, care aveți Biblie? Nu vă bate joc de ele, să le puneți tutun ca să le fumați, că făceam o penală de aia, spuneai că locomotivul cu apă, când aveam un fum de ala. Zic, măi, citiți, ca să nu vă încurcați, să începeți cu cele patru evanghelii din Noul Testament. Și am început și eu. Matei, Marocul, Luca, Ioan, iar încă o dată. Nu știai nimic despre Iisus, despre... Domnule, eram nul. Eram... Cum a fost impresia asta pe citeam, sufletul tău? Tot citeam și a apărut iar un alt fenomen. Am început să-mi placă de viața Domnului Iisus. Băi, uite, lor să-i dat vedere. Uite, lor să-i dat picioare. Păi să-l învia din morți, Lazar. Bă. Iar Matei, Marcu, Luca, eu timp aveam, chiar am pus la păstare pe mulți ani, era, mâncarea venea pe gratis, nu plăteam nici curent, eram pus bine acolo la teologie, făceam facultatea teologică acolo. Și tot citeam, și a doua oară când am plâns cu adevărat, citeam odată Luca 23, mi-aduc aminte, și acolo când am văzut pe Mântuitorul cu ochii minții între doi tălhari pe o cruce, a fost... Ceva. Odată m-a bufnit un plâns, eu să știți că eu sunt om, nu prea sunt sentimental, dar m-a luat un plâns, zic, Doamne Iisuse, și m-am proboșit pe podeaua celor, eu nu spun, nu exagerez, că n-am de ce, și zic, Doamne Iisuse, păi tu te-ai pus pe cruce atâtea ore pentru păcătos ca mine și îmi dai mie viață, și Doamne, dacă tu ce ai să mă pocăiesc, eu mă pocăiesc. Pe mine cuvântul mi-a atins și mintea, adică și rațiunea și sentimentul. Și tot citeam, vinea păstorul, bombardam cu întrebări, cum e aici? Eu și-o dat seama că... Și într-o zi, acel păstor, domnule, v-am spus, după vreo câteva luni, zice, măi băieți, erau clubul plin de deținuți, zice, în această dimineață vă punem o întrebare foarte importantă. Care dintre voi deținuți vreți, în această dimineață, să-L invitați în inima voastră pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, ridicați o mână sus. Vă spun cu toată sinceritatea, eram 80 de oameni. Când am sărit toată în picioare, parcă zic, eu îl primesc în viața mea pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Eu și încă unul. Eu trăiesc, am 67 de ani și o duc chiar foarte bine, că sunt bogat din toate punctele de vedere și spiritual și economic. Ălalt o trăiește, e la Galați, la Biserica Baptistă, ălalt nu mai trăiesc. De atunci sunt 30 de ani. Eu am mâncat alcoolul, eu am mâncat pușcările, eu am mâncat viața. Ai făcut așa o evaluare și ți-ai dat seama că nu mai trăiești ceilalți? Păi dar dacă sunt 30 de ani de atunci, vă dați seama. Păi un om, dacă nu se oprește când trebuie, vorbesc de țigară, și mai faci un pas, gata, cancer în el. Și în timpul de mare. Deci cam toți... Deci dacă mai e câte un bătrân de ăsta, vai și amar, de cine știi, rătăcit. Deci sunt în mormânt cu toții. Dar e logică situația. Am 67 de ani, atunci aveam 37 de ani. 30 de ani de atunci. Păi vă spun de ce. Eu am fumat de rupeam. La închisoare fumam și penale. Făceam de alea din așa. Ei... Dumnezeu prin Biblie m-a scăpat de țigară. Cum asta? Că asta păi, am că e un drog foarte greu. E cel mai periculos drog. E o moarte lentă. Eu eram la închisoare și până să mă pocăiesc, când aprindeam o țigară cu tare, veneau câte 3-4 pe lângă mine. Și după aceea zic, băi, ia să mă las eu. Și am început, am avut niște tentative de a mă lăsa de țigară. Dar țineau o lună, două luni, trei luni și iar o luam. Așa. Ei, și odată zic, băi, ia să mă las eu de țigară. Și, deci pornirea a fost ca să mă scap de aia, că, deci aprindeam o țigară, vreo 3-4 primul, dăm să trag și eu. Deci a fost ceva planificat de mine ca să mă las. Am reușit, dar dacă nu era Biblia, eu iar recidivam. Ai înțeles? Am înțeles. Dacă nu era Biblia, eu recidivam imediat. După aceea la închisoare să bea alcool, să bea spirit medicinal.
Ei, când a venit Biblia... Spirit! Spirit este 70 de grade. Cum se dă spirit? Îl îndoi cu apă. Așa, îl faci un fel de carcalete de asta, așa. Te adică vorbești singur. Odată bea spirit, în loc de o lună, vedeam două luni, vedeam dublu. Spiritul atacă... Îngrozitor. Da. Așa. Și am început cu Biblia, și cu Biblia, și cu Biblia. Ce ziceau colegii tăi? O zic că nebun. Eu, odată, la mine, știți cum a fost? Așa ceva spontan. Zic, băi, băieți, eu mă pocăiesc. Ce, băi? Tu te pocăiești? Da. Tot timpul, iartă pe tine, pentru că ai vrut atâtea icoane cu tare. Zic, băi, iartă, dacă l-a iertat pe ăla de pe cruce, tălharul ăla, criminalul ăla care a fost ca și mine, iartă. Băi, de asta e scopul lui Dumnezeu, a Mântuitorului, ca să speli de păcate un păcător și să-l ierte. Asta este. Și râdeau. Dar după aceea am început să înțeleagă, băieții. Am început să strâng pe lângă mine. Am început să vestesc Evanghelia din închisoare. Și o minune iar mare. Aveam 10 ani jumate pedeapsă. Așa, și trebuia să fac 10 ani jumate din 10 ani jumate, că aveam 4 ori la pușcărie, recitivist, periculos. Și la Poarta Albă, Dumnezeu, cu 3 ani jumate m-a scos din închisoare. În 98, pe 10 octombrie, a fost pus în libertate. Cu 3 ani jumate înainte, vă dați seama și asta. Și nu te-ai mai întors. Liber. Nici n-ai de gând. Nici n-am. Știi de ce? Îl iubesc pe Dumnezeu. Și cu hoția s-a încheiat. Auzi, spune Biblia. Știi ce apare? Apare o dragoste de Dumnezeu încât orice patimă cât are de aprinsă... Dar ai trecut prin multe, nu putem să le spunem acum, dar putem să-ți dau chitara asta și să ne cânti într-un moment de show, doamnelor și domnilor, la Știrea Cea Bună. Eugen ne cântă un cântec pe care l-a compus el. Povestește-ne puțin. Nu acoperi microfonul ca să se audă bine. Așa. Acum merge? Merge. Unde să găsesc iubire? Unde să mă adăpostesc? Unde dacă nu la tine, Dumnezeul meu? Unde să găsesc iubire? Unde să mă adăpostesc? Unde dacă nu la tine, Creatorul meu? Doar la tine, doar la tine, Dumnezeul meu. Fericire și iubire am găsit mereu. Doar la tine, doar la tine, Dumnezeul meu. Fericire și iubire eu găsesc mereu. Unde să găsesc în lume tați și mame să mă aline? Unde dacă nu la tine? Unde dacă nu la tine? Unde să găsesc în lume tați și mame să mă aline? Unde dacă nu la tine? Unde dacă nu la tine? Doar la tine, doar la tine, Dumnezeul meu. Fericire și iubire am găsit mereu. Doar la tine, doar la tine, Creatorul meu. Am mai multe cântări. Foarte frumos. Când ai compus-o pe asta? De vreo 10 ani. 10 ani, ca 12 ani, cam așa ceva. Cum îți vine inspirația? Chiar am vreo 3 cântări care le-am mai compus, dar data viitoare pun alta. Așa. Da. Ca să nu... Da. E ceva... Noaptea stau așa și mă... Dom'le, e o minune. Dom'le, e Dumnezeu minunilor. Deci... Multe încercări de la ieșire. Da, unul foarte important a vrut să... Am ieșit din închisoare în 1998. De la Poarta Albă. Pe buzunarul ăsta era taifunul și pe ăsta bătea uraganul. Falit. Și ispita să furi. Acum e un lucru foarte important. Măi, pastorul ăsta, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Poți să-i spui numele, nu-i problemă. Ghițu Ovidiu. Așa... Mă chema la biserică, zice, frate Burghelea,
Zice, ia bănuții ăștia, notează aici, două număr de buletin, 20-30 de lei, cum ar fi, dar e bine rău bucurie. Și m-am gândit, gata, mă duc la Poiana Sibiului să mă apuc chiar de ciobănic. Am fost cioban la viața mea, în tinerețe, când mă fugăreau ăștia, eu fugeam la cioban. Jucam și acolo un teatru, făceam pe-a prostul. Cum te cheamă? Mă cheamă Ion. Dar eu eram fugărit de miliție. Da? V-am spus, eu am fost și inteligent, dar nu eram înțelept. Acum sunt și inteligent, dar și înțelept, mare să fie domnul. Și fiți atenți ce ispită vine dracul peste mine. Un prieten care am furat o icoană și la tot așa buzunarele bătea vântul și la el, veniți un american la o fundație pentru copii ortodoxi și ajute cu niște bănuți acolo. Și ăla avea un diplomat de bani. Unde stătea americanul în gazdă, băiatul gazdii a văzut că la venea fi an de-a rândul. Și băiatul gazdii, era adolescent. Și s-a gândit el, avea nevoie de un meseriaș. Și l-a găsit chiar pe prietenul meu. Și tovarășul meu... A zis, cunosc eu numai meseriaș decât mine. Și tovarășul meu avea nevoie de echipă. Asistent. Și vine eu la Huș, mi-aduc aminte, era pe octombrie spre decembrie, în noiembrie, și băiatul, prietenul tot făcea, tot pufnea așa. Deoarece l-am dat seama că ceva nu e în regulă cu el. Ca să vedeți un lucru ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, câtă putere are. Și... Vrea să-mi spună. Și la unul îmi spune, măi, Jean, Jackie, că așa spune mie, uite care treaba, uite, avem un american, iar un diplomat de bani, îl umflăm? Un diplomat de bani? Vă dați, domnule, și numărul, am furat mult la viața mea, dar țaba n-am avut. Vă spun cinstit. Și... Deci cea mai mare ispită a venit după pocăință. Atunci a fost examenul, atunci eram, dacă, și îi spun lui ăsta, zic, măi, culai, uite, avem și vreo 5 ani de când am pus mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-am ști ce înseamnă mântuirea, n-am ști ce înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos, măi, îl mâncăm pe ăsta, măi, cum îl facem imediat, cum suntem noi profesioniști, cum foc iese din el. Măi, pierdem mântuirea, și una, și a doua, și se întâmplă? Asta e cetățean american. Vine ambasadele, îl ia pe ăla, să face investigație și ea ne pripunește ăștia și nu mai mergem din pușcării toată viața noastră. Și dacă nu avem 5 ani de cuvânt în închisoare, o mușcam. Ați înțeles? Și după aceea domnul început să mă ridice, am scris o carte, am carte, dar uite, nu am la mine aici. Da, am început... n-am prezentat-o. Și la ora actuală, vă spun cu toată sinceritatea, eu nu mă joc cu cuvinte, n-am de ce să mă joc. Sunt bogat și spiritual și fizic. Am o turmică de capre. Deci caprele, pasiunea așa. Ta. Da? Eu mai când le văd râd. Doamne și domnilor, Eugen ne-a adus niște brânză de capră. Bio. Uite, Eugen, fac o mărturisire în seara asta. Testatorii noștri o să uite la mine. Am luat o bucățică din brânza de capră pe care ne-ai adus-o, am pus-o aici. N-am gustat până acum, spun onest înaintea oamenilor. Și o să vedem ce realizare ai făcut. Cum ai făcut brânza asta? E ușor tare. În primul rând sunt mult caprele. Așa. Se pune laptele, sunt strecoare, se pune cheac și după aceea e ușor. Dar problema e, vedeți că e bun, trebuie să știi să faci saramura. Este extraordinar. Vedeți că eu am incredibil. Întotdeauna în saramură. Asta ține un an sau doi aici. Da. Și eu vreau acum... Doamne și domnilor. Vă spun despre capre, brânza de capre este o brânză, mai mult medicament. Pentru că caprele mănâncă de pe sus, de pe multe frunze. Mamă cât de bune. Da. Incredibil. Da. Le dau, care au nevoie cu bucurie. Da. Incredibil. Și am ieșit din închisoare, Dumnezeu m-a ridicat pas cu pas, am scris și o carte, la ora actuală știți ce se întâmplă, am și o turmă cât de capri și am și 5400 de metri pătrați de vie, că am cumpărat acolo, în partea Hușului. Nu, fac must. Must care vor, must care nu. Dar n-am luat via pentru vie, am luat că am un râd acolo și am mâncare pentru capri. Deci, domnule, sunt bogat. Am băiat predicator la Galați, eu am 4 nepoți. Deci pot să spun că sunt fericit și sunt bogat din toate punctele de vedere. În primul rând spiritual, că mănânc cuvânt în fiecare 10 capitole. Așa. Mă duc până în închisori, am fost în închisori să vestesc Evanghelia. Deci, eu cum te privesc
pușcăria și pe tine a fost pușcăria? Să știți, deja am fost la Jilav, am fost la aici, la altă pușcărie mare, la București. Rahova. La Rahova. La silii ăia, de care erau. Care, așa. Să știți că ei sunt... mi-au scris pentru ei, eu sunt o pildă despre bine. Că îi spun, băi, dar și ăsta și-a fumat, și-a bouă, și-a furat și curăț. Uite-mă, uite-mă, măi. Și vă dați seama, 67 de ani pe deci, față. Eugen, da. Ești conștient că dacă nu te întâlneai cu Biblia... De eram de mult în problemă pământului. Erai mort. Mă mânca țigara, mă mânca alcool, mânca infracțiunile. Păi, dar se punea... Eu nu mai puteam să mai mă opresc. Nu te mai și pot opri. Și nu există această inteligență superioară a infractorului ca să scape tot timpul. Nu există. Asta e o autoamăgire. Nu se poate. Să spun de ce. Spune despre mine. Când prindeam câte o casetă în bijuterii, aveam o dată, am furat la ambasadoare niște inele, îl puneam pe degetul ăsta și așa aveam un tur. Îmi făceam niște figuri, niște talente în mine, dar scoteam replica, îl tăiau și degetul, bandiții. Deci, ce se întâmplă? Omul îi place să se dea mare și tare. Să îmbracă la moft cu tare, numai figuri, talente cu tare. Și ăștia îl vede și gata, s-a oprit. Și gata. Deci nu există, domnule, cât ai fi de inteligent, dar cum a spus Pusan, una să fii înțelept și alta să fii inteligent. Nu se poate, nu există. Ce ai adus aici? Ai mai adus o carte. Am aici o carte foarte importantă, Viața lui Domnului Iisus Hristos. Asta e un roman, vă spun, o carte de maximă valoare. Să vă spun un secret. Dacă vrei să te îmbogățești spiritual, mănâncă Scriptură și cărți de astea puternice. Aici atât de frumos explică autoarea. Eu știu și autorul la această carte, Duhul Sfânt. Nu că e cu tare cu om. Atât are o profunzime extraordinară și așa te ajută mult la Biblie. Băi, uite aici, de exemplu, în Vierea lui Lazar, aici explică niște lucruri la mare adâncime. Eu le spun la tine, măi, vrei să trăiți, da? Mintea trebuie înnoită din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie în fiecare zi băgat cuvânt, cuvântul îți dă putere spirituală și îți dă, și nu mai pierzi timpul să mai pe internet cu tare fel de fel de bazacone, războaie și câte și mai câte. Și atunci ai nevoie de cărți care să te ajute pe linie spirituală. Simți nevoia ca să fii un om mai profund băgat în cuvântul lui Dumnezeu. Textura asta e foarte rară, să știi, n-am mai întâlnit-o. Ești meșteriaș? Auzi? De câți ani? Dar n-am avut capri și când eram tânăr. Am mai avut capri. Deci experiență de vreo 60 de ani. E foarte bună, asta e aur curat. Aur curat. Și vă spun, eu, de exemplu, oaia, capra, oaia, vaca, mănâncă de jos numai iarbă. Ei, capra mănâncă multă verdeață și multe, multe frunze. Eram odată, și cu asta vreau să închei, eu când plec cu ele dimineața, eu mi-am un cojoc de la ramare, așa, și o bâtă de aia mare, parcă sunt Aron. Și încep, laud astăzi pe două, și merg înainte. Și ele merg după ele, talam, 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 talam. Așa, un rând. Câte ai acum? Vreo 40, dar la primăvară vreau să iau 100. Dă-o, știi ce întâmplă? Dom'le, e o viață. Sunt, eu când mai călivăt râd. Și ai slugi sau mulci tu singur? Nu, aparate. Aparate, se mulgă acum, cu aparate. Știi cum e? Cu 100 de capri te joci. Card electric, așa, ca să aibă, așa, și aparate și cum, două ori lucrez pe zi. Și eu le scol la plimbare și le mă plătesc. Da. Și cel mai bun și eu în fiecare zi beau câte, vedeți că în fiecare zi, măcar jumătate de kil de lapte de capre, dar așa, crud. Strecurat și băut. Simt cu ei, fără yoga, fără nimic. Viguros, da. Ești viguros. Da. Eugen, multă sănătate îți doresc, au trecut multe peste tine și mă bucur că ești cu noi în seara asta la emisiune. Cuvântul lui Dumnezeu și cărți ajutătoare. Vă dau un sfat, că la 70 de ani poți dai un sfat. Fără cuvânt omul se pierde, poți fi cine nu fii. Poți să ai o viață fantastic de frumoasă. Dacă n-ai cuvântul, de multe ori stau și mai mă gândesc, uite mă, actori, vedete de pe timpul meu, Dean Rădulescu, Jean Constantin, care mă fascinau. Unde sunt? Unde sunt? Au plecat nemântuiți. Nu se știe asta. Viața fără Domnul Iisus. Domnul judecă. Eu spun o vorbă. Da. Indiferent din ce cultură te naști,
religioasă vorbesc, că e ortodoxă, că e catolică, că e cutare. Fiecare om are nevoie de naștere din nou. Această întâlnire cu Domnul Hristos. Da. Doamne, vin în viața mea ca Domn și Mântuitor, spală-l de păcate cu sângele Tău și dă-mi putere să te urmez. Da. Asta este întâlnirea cu Dumnezeu. Mulțumesc, Eugen, în această seară, doamnelor și domnilor. Eugen Burghelea ne-a mai descățit frunțile. Sper că ați văzut sinceritatea lui. Da, ce să... Brânza asta e minunată, asta pot să vă spun. O seară minunată tuturor. Sunt Cornel Derbășan, la revedere. Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare.